Valis, mulțumim. Traian Băsescu, în timpul unei dezbateri în Parlamentul European despre influența Rusiei în blocul comunitar, a citit o listă cu foști oficiali europeni care au lucrat pentru Rusia. Însă, fostul președinte român nu a apucat să-și termine discursul pentru că șeful de ședință i-a tăiat microfonul pentru depășirea timpului alocat. Pe lista lui Traian Băsescu sunt printre alții șefi de guvern din Germania, Italia și Finlanda. Avem însă o altă mare problemă. Problema consolidării lui Putin de către demnitari ai Uniunii Europene. Și aici o să vă dau, o să enumăr câțiva premieri ai Uniunii Europene care s-au pus în slujba lui Putin după terminarea mandatelor. Schröder e pe buzele tuturor. Matteo Renzi, fost premier italian, angajat la firmă rusească. Christian Kern, fost cancelar austriac. François Fillon, fost premier al Franței. Asko Aho, fost premier finlandez. Paavo Lipponen, fost premier finlandez. Karin Knesel, fost ministru de externe austriac. Hans Schelling, fost ministru de finanțe austriac. Și sigur nu putea să lipsească Dominic Strauss-Kahn. Cu astfel de oameni în jurul său și în vârf. Vielen Dank, Herr Kollege Basescu. Thank you. Colleague. Colleague. Colleague Traian, I call you for order.